Orașul american Nashville se confruntă cu unele dintre cele mai mari inundații din ultimii ani. Apele au inundat orașul, mai multe localități limitrofe, precum și suprafețe întinse de teren agricol. Mai multe persoane și-au pierdut viața din cauza apelor, iar guvernatorul statului Tennessee a declarat starea de urgență în zonele afectate. Cel puțin patru persoane și-au pierdut până acum viața din cauza inundațiilor de amploare care au lovit zona orașului Nashville, capitala statului Tennessee. Un bărbat a fost găsit înecat în propria mașină, chiar în parcarea unui supermarket, iar un altul a fost găsit fără suflare pe un teren de golf. Apele au acoperit mai multe localități și porțiuni întinse de teren și au dus la alunecări de pământ. În plus, mai multe drumuri au fost distruse. Guvernatorul statului Tennessee a declarat starea de urgență, iar echipajele de Intervenții au fost trimise pentru a scoate mai mulți oameni blocați în podurile propriilor locuințe, precum și zeci de animale.